Echipa locală de volei CSMU Suceava a avut nevoie de 5 sferturi pentru a câștiga primul meci programat în compania celor de la CSM București în cadrul turului secund din play-off-ul pentru promovarea pe prima scenă. Deși au condus de fiecare dată cu 1-0 și 2-1, elevii lui Victor Pancu s-au văzut egalați de fiecare dată, reușind să tranșeze soarta întâlnirii în favoarea lor abia la finalul setului decisiv. Universitatea 2 a pierdut întâlnirea disputată în compania celor de la Romcli Brașov, scor 32-37. Veniți la Suceava din postura de lider ai clasamentului, brașovenii și-au respectat blazonul și au luat un avantaj de 6 goluri până la pauză, scor 20-14. Deși au echilibrat disputa pe parcursul reprizei secunde, elevii lui Florin Leuciuc nu au reușit să se apropie de tabelă. Sucevenii au rămas astfel pe ultimul loc în ierarhia seriei A, cu 11 puncte strânse în 18 meciuri. Rapid Suceava a pierdut sâmbătă pe terenul celor de la Petrolul Berca, scor 0-1 într-un meci contând pentru runda inaugurală a returului Ligii a III-a. Un lucru inedit l-a reprezentat prezența în echipa de start a gazdelor a lui Bogdan Cotolan, jucător care a evoluat în toamnă pentru cetatea.